se transmite mult mai repede sau e mult mai păcătoasă? E mult mai produce stări mult mai grave, e mai mortală, să spunem. Faptul că se transmite mult mai repede, cu circa 60% mai mult față de tulpina alfa, față de tulpina britanică, care la rândul ei tulpina britanică era cu 50% mai contagioasă, mai ușor transmisibilă decât tulpina inițială descoperită în Wuhan, arată că acest virus se transmite cu ușurință, se răspândește cu ușurință în rândul populației și cu pregădere în rândul celor nevaccinați, care nu au imunitate în momentul de față. Tocmai de aceea, în momentul în care această tulpină generează un număr mult mai mare de cazuri și, în mod natural, rata bazală de reproducere a cazurilor, dacă pentru tulpina inițială era de circa 2,5, pentru tulpina delta se estimează că este în jur de 4-5, ceea ce înseamnă că o persoană pozitivă poate să genereze alte 4 sau 5 cazuri secundare în urma contactului. În acest moment, vă rog. În acest moment încercam să spun, domnule doctor, că noi avem o confirmare că sunt 44 de infectări cu varianta Delta în România. Este și cifra zilei de astăzi aici în fața națiunii. E important să ne explicați dacă avem de ce să ne temem. În acest moment, dacă ne uităm la populație, toată lumea simte că a trecut pericolul, că s-a sfârșit, să spunem, pandemia. O să vedem ce a zis și președintele pe tema asta. E important să înțelegem, mai există vreun motiv de temere când suntem și vaccinați, când vedem că sunt mult mai puține confirmări de cazuri în fiecare zi? Este în momentul de față, sigur, o preocupare a tuturor în ceea ce privește circulația variantei Delta. În condițiile în care populația se vaccinează, în condițiile în care avem acces la vaccinare, practic avem soluție pentru a preveni răspândirea acestei infecții, nu avem de ce ne îngrijora. Însă, atâta timp cât avem totuși multe persoane care încă sunt nevaccinate, care n-au trecut prin boală, care n-au niciun fel de imunitate împotriva acestei infecții, sigur că există motive de îngrijorare, tocmai pentru că din ce observăm în celelalte țări, care se confruntă cu o creștere a numărului de cazuri, Marea Britanie, unde avem 70-80% din populația adultă vaccinată, această tulpină Delta se răspândește în mod deosebit în rândul tinerilor nevaccinați. Evident că numărul celor care ajung în spital, fiind tineri, este mai mic, dar cu toate acestea există o creștere a numărului de pacienți care se internează. Chiar în Israel, citeam astăzi, se înregistrează o creștere ușoară a numărului de cazuri față de săptămânile anterioare, chiar în rândul minorilor de 12-15 ani, și Israelul, Ministerul Sănătății din Israel și comitetul care coordonează tot ceea ce înseamnă măsurile de limitare a pandemiei recomandă ferm vaccinarea minorilor cu vârsta cuprinsă între 12-15 ani. Tocmai pentru că sunt date cât se poate de clare că și copiii se pot infecta, pot să se infecteze de la părinți, de la bunici și la rândul lor pot să transmită această infecție, în ciuda faptului că de cele mai multe ori fac infecții ușoare sau infecții asimptomatice. Și vaccinarea reduce transmiterea, este o realitate. Chiar și cei care fac infecție cu SARS-CoV-2 după vaccinare, după prima doză, sunt date publicate în ziua precedentă într-un jurnal de prestigiu medical de cea mai mare credibilitate, care arată că persoanele care au fost vaccinate cu o doză și care au făcut infecția cu SARS-CoV-2 la mai mult de 2 săptămâni de la administrarea primei doze au transmis cu 50% mai puțin infecția la contact, spre deosebire de cei care au făcut infecția și erau nevaccinați. Deci avem date clare vis-a-vis de reducerea transmiterii. Oricând avem evidențe că vaccinarea reduce transmiterea, categoric toate persoanele trebuie să beneficieze de vaccinare, cu condiția, sigur, să nu aibă contraindicații.